varianta asta de aici sau varianta unghiului din catranul 2. Noi luăm și încă într-un caz și în cealaltă. Deci luăm cazul. Alfa aparține lui alfa și beta, hai să zicem, aparțin cadranului întâi. Amândouă în cadranul întâi. Și atunci E va fi 3 pe 5 ori cos de beta. Beta cât am zis? 12 pe... 12 pe 13. Așa, 12 pe 13. Plus cos de alfa, care era 4 pe 5. Da. Pe 5. Ori sin de beta, 15? Care era 5 pe 13. 13. Și este egal cu? 36. Nu? Pe... Da. 65 plus 4 pe 13. 5 pe 15. Deci 4 pe 13. Și egal mai departe, lucrăm. Amplificăm aici cu 5. Nu? Că se... Da. Și vine 36 plus 20 65 și face un final 56 supra 65. Ce fel de număr este cel de 6 supra 65? Este din Q? Că așa trebuia să arătăm. Din fracții. Din Q punem toate fracțiile. Da. Este din Q. Deci aparține. Dacă un alfa e în cadranul 1 și beta în cadranul 2, adică la cosinusul nostru luăm cu minus. Dar sunt niște fracții, până la urmă, tot fracții va fi, nu? În final, calculul asta vrea să spună. În clipa în care putem arăta următorul lucru. La sfârșit, calculul se conduce spre o fracție. Și conduce spre o fracție. Că atât sinusul, cosinusul sunt de alfa și de beta, sunt niște fracții. Nu sunt numere iraționale. Știi, la 45 de grade e radical din 2 pe 2. Sau la 30 de grade. La 30 de grade sinusul este 1 pe 2, dar cosinusul e radical din 3 pe 2. Și atunci radical din 3 acesta nu mai este un număr rațional. Irațional. Da? Deci autorul a vrut să vadă dacă noi ne descurcăm și făcând calculul, constatăm că ajungem la o fracție. Și am ajuns la o fracție. Da, într-adevăr, așa este. Ce nu ți-am mers ție? Și hai să vedem. Care a fost motivul pentru care n-ai putut să faci registrul ăsta? Dacă mă gândeam și o să mă des. Sigur că da. Deci trebuia să vezi că sinusul acționează asupra adunării a două unghiuri. Că ăsta este un unghi alfa și ăsta e un alt unghi beta. Da? Și acum, de ce am lucrat cu sinusul în ambele? Ca să eliberez repede. Se află pe sin de alfa e 3 pe 5, sin de beta. Dacă ar fi fost ar cosinus, ar acționa cu cosinusul, da? Și în felul ăsta am aflat pe sin de alfa, sin de beta, am și în exprimare nevoie de cos alfa, cos beta. Da. Nimic. Dar ce formulă leagă sinusul cu cosinusul? Formula fundamentală. Și acolo locul meu foarte, foarte bine. Mergem mai departe. Calculați partea reală. Asta cred că se face cu conjugată. Eu nu mai simt plus, dar nu sunt sigur. Deci, încercat, dar nu ești convinsă că ai lucrat bine, da? Da. Să vedem. Calculați real de... Deci real de... 5 plus 3i supra 5 minus 3i. 5 plus 3i supra 5... 5 minus 3i. Minus 3i. Am pus ca un conjugat. Sigur că așa. Și apare. 3i. Vorbește, lucrează. 5 plus 3i tot la pătrat supra 5 la pătrat, nu. Deci 5 plus 3 e totul la pătrat, ai zis bine, da. Da? Supra 25 vine plus 9, plus 9. 25 plus 9, da? 9, da. Și ar veni... Deci e datul real de...
25 egal la pătrat. 25 plus 30 minus 9. Minus 9. Supra 36. Supra 25 plus 9, 9. Da? 36. Apoi, 25 minus 9, 16, plus 30 i, totuși... Deci real de 16 plus 30 i, supra 36. Distribui numitorul. Și egal cu... Real de... Am putea să împărțim, să simplificăm cu 4. Așa. Real de 4 supra 9. 4 pe 9 plus... Plus... prin... 2, nu? Da. Plus 15 pe... 2, chiar prin 6 merge. Da. 5 pe 6. Plus 5 supra 6, 6 și partea reală va fi 4 pe 9. Simplu, da. Foarte simplu. De ce n-ai putut să faci? Care, care e explicația? N-ai lucrat la ea. Asta e cea mai bună. Explicația cea mai bună. Că vreau să te dea parte loc. Ai luat de făcut o împărțire între două numere complexe. Nu, asta am avut o împărțire între două numere complexe și ajungem la un număr complex și vedem partea numele reală. Așa. Altceva? Să demonstrăm inegalitatea. Ia să vedem. Cum sună? Radical din n plus 1. Radical din? N plus 1. N plus 1. Minus radical din n. Este mai mic decât 1 supra 2 radical din n. 1 supra 2 radical din n, da? Da. Mai mic decât radical din n. Minus radical din n minus 1. Minus? Radical din n minus 1. Unde n aparține lui m star. Toate numele naturale fără 0. Da. Fără 0, da? Da. Ce încerci aici? Aș încerca la cea din mijloc. Nu. Să iau membru primii doi. Și acolo voi raționaliza la 1 supra 2 radical din n. Și o să dea 2n și amplific în partea stângă tot cu 2n. Deci raționalizez pe aia din mijloc, nu? Da. Și dacă raționalizez, numai cu radical din n trebuie să duce sus și jos. Da. Și jos va rămâne 2n. N. Și sus radical din n. Radical din n. Hai să vedem. Deci tu așa spui. Altfel, o altă idee? Sau să ridicăm la pătrat, pentru că avem același ordin de radical. Sau altceva, ridicăm la pătrat peste tot? Să ridicăm la pătrat peste tot, spui, nu? Mă gândeam să luăm primii doi și după... Prima inegalitate. Da. Și cea de-a doua, da? Da, ca să fie mai... Așa. Dar dacă am mulțit peste tot cu radical din n, cu 2 radical din n. Da. Șirul ăsta, dublu, da. Da? Cu 2 radical din n, exact cât e numitorul. Da? Da. Cât ar deveni dacă mulțim cu 2 radical din n? Ar veni 2, vorbește tu. 2 radical din n, o radical din n plus 1. Așa. Putea să fii sub aceeași radical, nu? E mulțime, da. Avea adunare. Da. Da. Deci radical din n pe n plus 1 minus, minus 2n. 2n mai mic decât 1, da. Care este mai mic decât 2n. 2n mai mic decât minus, minus 2 pe lângă n, nu, 2 radical din n pe lângă n plus 1. Deci am tradus-o în felul ăsta, pe mulțirea cu 2 radical din n. Desfacem de sub, sub radical și am putea găsi un, poate am găsit un binom
care să desfac. Așa. Sau nu, dăm factor comun pe 2. Și în prima. Deci putem împărți prin 2 peste tot, nu, nu putem împărți, că asta n-are ce e al 2. Da. Doar dacă vrei din primii 2 un 2. Da, din primii 2 și din ultimii 2. Așa, dar la ce ți-ar ajuta? Mai putea lua, oare, pe rând, acum să zicem, o luăm pe asta și o lucrăm și până o luăm pe cealaltă și o lucrăm. Da. Deci după ce am făcut mișcarea aceea, hai să vedem cât ar de, cum ar suna. 2 radical din... N pe lângă N plus 1. Da. Minus 2N este mai mic decât 1. Și cealaltă, hai să vedem simultan. 2N minus 2 pe lângă radical din N. N minus 1. N minus 1. Mai mare. Mai mare decât 1. Echivalent cu. Hai să mergem pe amândouă. Cu prima să ducem 2N. În dreapta, da. Da, și vine 2 radical din... 2 radical din N pe lângă N plus N. Mai mic decât... decât 2N plus 1. Da. Și jos să ducem... Hai să ducem pe ăsta în partea cealaltă și pe unul în partea asta altă și vine 2 radical. Radical din N pe lângă N minus 1. Mai? Mai mic. Mic. El e partea asta. Da. Decât 2N minus 1. Echivalentul. Dacă le-am atunci, da. Nu, că noi trebuie să le arătăm pe ăsta, că nu știm da. Că sunt. Da? Da. Nu știm că sunt adevărate. Acum, le ducem în echivalență. Da. Deci inegalitatea dublă, am dus-o într-un sistem echivalent, adică dublă inegalitate, adică una mai mică ca 1 și cealaltă mai mare ca 1. Și acum, asta trebuie să o arătăm, că nu știm că e bine. Ca să dispară radicalul ăsta, ce ar trebui să facem în ambii membri? Să ridică la pătrat. Sigur că da. Și vine 4 N pe lângă N plus 1. O să fie mai mic decât? Mai mic decât 4N pătrat. 4N pătrat plus 4N plus 1. Și din coace? 4N pe lângă N minus 1. Să fie mai mic decât? Mai mic decât 4N pătrat minus 4N plus 1. Echivalent. Ori desfacem paranteza. Așa. Și vine 4N pătrat plus 4N. Am putea să ducem termenul în partea cealaltă. Minus 4N pătrat. Minus 4N pătrat. Hai să lăsăm toată mai mic decât da, 4N pătrat. Plus 4N plus 1. Și de desubt 4N pătrat minus 4N. Mai mic decât 4N pătrat, minus 4N plus 1. Echivalent cu? Ducem 4N pătrat cu 4N pătrat se duce. Da. Și 4N cu 4N. Și atunci... Aici rămâne 0. Da. 0 mai mic ca 1. Da. Și în partea cealaltă? 4N pătrat cu 4N pătrat. Minus 4N cu minus 4N și dă 0 mai mic ca 1 care este 0. 0 mai mic ca 1 are la terminat de deci, hai să vedem care a fost aici ideea de lucru. Înmulțirea cu... 2 radical din el, din comoditate am zis pentru început, să nu mai fii cu radicalul jos. Tu te-ai gândit la raționalizare, dar tot rămânea N-ul jos. Da. E de parcă aș fi adus la același numitor. Ori zic că am mulțit peste tot, a rămas la același numitor. Și atunci când la același numitor vine 2 radical din N pe lângă N plus 1, minus 2 N, da? Se elimină numitorul. Da.
și a apărut inegalitatea asta dublă. Și acum am tradus-o în două inegalități. Membru, adică o primă și cea de-a doua inegalitate, da? Și aveți cam un două. Pur și simplu, nu știu, trebuie să le arătăm pe astea. Și am ajuns la un adevăr. Cum asta, adevărul ăsta și toate pe urmă de relație sunt prin echivalență, adică am mișcat dintr-o parte în alta și înainte și înapoi echivalența, deci n-am făcut decât niște lucruri care însemna scrierea într-un alt mod, într-un alt mod, adică la pătrat și așa mai departe. Deci ne păstrează și spunem acum, așa e, e corectă, da? Pentru că asta de aici a fost echivalentă cu asta de aici și așa mai departe. Ei, n-a fost dificilă, dacă să ne uităm. Numai, nu, trebuia să aducem la același viitor, nu raționalizarea acolo, că păstrează în viitor și așa sunt greuni. Da. Da. Să vedem altă chestiune. 2 la x. Deci 2 la x. Plus radical din 2 la x. Egal cu 2. Egal cu 2. Ridicăm la 2. De ce zici să ridici la 2? Care e motivul? Da, atunci când radical. Dar tot rămâne radical, da? Să ducem... Pe 2 la x să notăm cu un t. Deci 2 la x să notăm cu un t. Deci, hai să zicem, 2 la x egal cu un t. Da, e... Așa, da. Și devine. E t plus radical din t la... Deci t plus radical din t... Egal cu 2. Egal cu 2. Apoi... Am putea să zicem că radical din t egal cu 2 minus t, dar nu. Radical din t egal cu 2 minus t. Deci privește ecuația asta. Da. Radical din t egal cu 2 minus t, da. Și se ridică la 2. Da. T-ul trebuie să fie pozitiv, da? Da. Neapărat. T-ul e mai mare ca 0. Zicăm apărat. Și atunci t este egal cu 4 minus 4 t plus t pătrat. Și ducem în partea, da. Să fie echivalent cu? Cu minus 5 t pătrat, da, t pătrat minus 5 t plus 4 egal cu 0. Ce soluție găsești deodată? T unul egal cu? Minus 1. Ce două numere adunate fac 5 și mulțit de 4. 4 și 1. T1 egal cu 4, T2 egal cu 1. Deci dacă ridici la păr, dacă rezolvi ecuația, la aici ar ajunge. Da. Și cine era T1? T1 era 2 la x. Deci avem o dată 2 la x egal cu 4. 2 la x egal cu 4. X egal cu 2. 2. Și 2 la x egal cu 1, x egal cu 0. X egal cu 0. Deci soluțiile sunt x1, 1, 0 și... X trebuie să fie mai mare decât 0. T-ul trebuia să fie mai mare ca 0 și este. Da. 4 și 1. Și atunci soluțiile sunt 0. Atât. Ești văzut? Te-am lăsat să încerci tu să duci exercițiu. Și s-a putut. Acasă, de ce nu? Mă inspirați. Nu transpirăm acolo, stai lângă ieșițiu. Să tragi de el, să te necăjești, să plângi un pic de el. Așa trebuie, deci trebuie să fii convinsă că nu la prima citire. Da. Deci trebuie să insiști. Așa, dacă vrei, când deschidem caietul și cartea și să iasă ieșițiile, nu o să întâmplă chiar des. După ce ajungi la un anumit nivel. Eu aș fi mai făcut în felul următor aici. Așezi 2 la x plus 2 la x pe 2
x pe 2 egal cu 2. Și aș notat 2 la x pe 2 cu un t, 2 la x pe 2 egal cu un t. Și atunci 2 la x ar fi însemnat t pătrat. Ridicăm la pătrat aici. Da. Și vine 2 la x egal cu t pătrat. Și ecuația devine echivalent cu t pătrat. T pătrat plus t minus 2 egal cu 0. T pătrat plus t minus 2 egal cu 0. Și bine, t1, 2. T1, hai să zic așa, t1 egal cu deci T1 egal cu 1. Dacă aplicăm formula T1, 2, T1, 2, egal cu minus B, adică minus 1 plus minus radical din 1 plus 4 ori 2, 8, supra 2. Și am stat o dată. T1 egal cu minus 1 plus 3 supra 2 și egal cu minus 1 egal cu 2 pe 2, 1 și T2 egal cu minus 1 minus 3 supra 2 și egal cu minus 4 pe 2 minus 2. Da. Și întoarcem la substituții și anume zicem 2 la x pe 2, 2 la x pe 2 egal cu cine? 2 la x pe 2. 2 la x pe 2 egal cu, odată cu 1. 1. Și atunci înseamnă că x pe 2 egal cu 0. 0. Nu? 2 la cât a să facă 1? 2 la 0. 2 la 0? Da. Adică x egal cu 0. Și 2 la x pe 2 egal cu 2. Da, 2 la x pe 2. 2 la x pe 2 egal cu minus 2. Da, minus 2. Și se poate? 2 la x pe 2 egal cu minus 2? Nu. Nu? Și la asta nu are soluție. Deci e o singură soluție ne-a dat pe partea asta. Și totuși partea asta îmi dă două soluții. Deci apare soluția x egal cu 2. Da. Nu? Ia să vedem, 2 e bună. 2, da, să le zic. Deci 2 la a doua. 4. Plus ceva egal cu 2? E o prostie. Deci x egal cu 2 s-a adăugat undeva. Deci x egal cu 2 a venit o... Unde când a ridicat la pătrat, asta e. A uitat să precizăm că 2 minus t trebuie să fie mai mare ca 0. Și dădeam minus t egal cu, trebuie să fie mai mare decât minus 2. Deci t e mai mare decât 2. Da. Deci asta era. De acum să ținem minte că sunt situații destul de delicate. Da. Da? Bine că ne-am întors. Altfel acceptam pe cele două soluții. Deci 2 minus t, trebuie să spun 2 minus t mai mare ca 0, echivalent va spune că t mai mică decât 2. Deci t-ul trebuie să fie între 0 și 2. Mai mic egal. Da. Poate fi și t mai mic egal decât 2. Și noi, prin rezolvare, găsim t egal cu 4. 4 nu trebuie luat. Este soluția adăugată. Iată cât e de important în momentul acela. Și am spus de atâtea ori, ecuații iraționale, grijă multă, când se adaugă soluții. Nu le luăm repede. Da. Și trebuie să le acceptăm la pe cele care verifică. Sau, dacă avem grijă să punem condiția, este totul perfect. Dacă nu, trebuie să ne întoarcem. Asta repet. Bine că m-am dus aici, ai văzut, nu? Da. Și am luat un tramot. Aici ne-am mai ridicat la pătrat. Și nu s-a adăugat soluții. Nu s-a adăugat nici o soluție. Foarte importantă chestie, nu? Pentru toată lumea. La ecuații iraționale grijă foarte multe, prin care la a doua, la a patra, așa, se adaugă soluții. Că minusul la a doua face plus. Dar 2 la a doua face 4. Dar și minus 2 la a doua, tot 4 face. Da. Și de aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți. Da. Deci cred că mai rapidă, mai bine ne duceam așa, cum am făcut eu în varianta asta, pentru că nici n-am mai riscat și parcă e mai ușor. Dar de ce pe 2 la x minus 2 am mutat cu t? Pentru că era o putere mai mică decât x pe 2, da? Da. Îi face x.
Și acum am ridicat la pătrat ambii membrii. Și 2 la x pe 2 totul la a doua. Se duce 2 cu 2 și vine 2 la x. 2 la x egal cu t la a doua. Și gata, treaba se așează în o ecuație de grad 2. Găsim cele două rădăcini. T-ul negativ nu se poate lua. Rămâne numai îl pozitiv, 1. Și atunci x egal cu 0 soluție. Da. Altă exercițiu. minus 1 jos la bază 2 la x minus 1 aici. Așa. Totul de mulțit cu logaritmul în baza 2 din 2x. 2x, așa, da? Da. Mai mic egal decât 0. Mai mic egal decât 0. Rezolvat în ecuație. Bun. Prima dată condiția ca 2x să fie mai mare ca 0, da? Adică x mai mare ca 0. Da. X mai mare ca 0. Rezultă că x aparține de la 0 la plus minus. Bun. O să gândim aici. Trebuie să găsim un x, care dacă acolo ridicăm la putere și dincolo... Dar, în opinie, nu numai x, poate sunt chiar mai mulți x, poate da. În interval. Păi, este logaritmul unui produs acolo. Am putea să desfășurăm. Nu știu dacă ne-am așteptat, dar măcar. Da. Pentru da. Că avem logaritmul baza 2 din 2, adică 1 minus logaritmul baza 2 din x. 1 plus logaritmul baza 2 din x. Plus, da, că e mulțit. Deci tu vrei să-l scrii într-un mod echivalent, da. Așa, în ecuația 2 la x minus 1. 1 pe lângă. Ori, pe lângă 1 plus... logaritmul baza 2 din x mai mic egal decât 0. Am putea să mulțim. Da. Dar crezi că primul să amestec exponențial da, cu logaritmul așa mai degrab să le primim cu atenție așa și să ne gândim cât ori cât se facă un număr negativ la mulțire? Cine? Oricine se facă un număr negativ? Păi un număr negativ cu un pozitiv. Sigur că da. Dar? Deci, care ar fi mare posibilitățile? Care ar fi situațiile? Ca 2 la x minus 1 să fie, minus 1 să fie mai negativ, negativ și cealaltul cât să fie? Ce fel de număr să fie pozitiv. Al 2 la? Pozitiv. Sau? Sau 2 la x minus 1 să fie pozitiv și celălalt să fie negativ. Corect. Deci avem două cazuri. Bun. Vorbește. Cazul 1. Așa. Când? 2 la x minus 1 mai mare, mai mare egal decât 0. Da. Și cealaltul? Cazul 2. Nu, nu, nu. Simultan trebuie să fie și 1 plus. 1 plus logaritmul baza 2 din x. Mai nimic egal. Egal cu 0, da? Da. Și... al doilea caz. Al doi. Când 2 la x minus 1 este mai mic egal decât 0. Și... 1 plus logaritm în baza 2 din x este mai mare egal decât 0. Așa. Echivalent cu... Hai să lucrăm la primul. Să lucrăm... la primul. Păi, 2 la x trebuie să fie mai mare sau egal decât 1. Deci 2 la x mai mare egal decât 1. Și cealaltă logaritm baza... logaritm baza 2 din x mai mic sau egal decât minus 1. Bun. Echivalentul. Lucrăm. 2... nu. X să fie mai mare egal decât 0. Nu. Hai să vă dă toată lumea. În loc de 1, nu. Să zicem 2 la 0. La 0. Deci vine... 2 la x mai mare egal decât 2 la 0. Da. Și logaritm baza 2 din x mai mic egal decât logaritm baza 2 din minus logaritm baza 2 din 2. Minus logaritm baza 2 din 2. Echivalent cu? Echivalent cu
x mai mare egal decât 0, pentru că este baza supra unitară. X mai mare egal decât 0. Și jos este tot baza supra unitară, x mai mic egal decât minus 2. Ah, nu e adevărat. Nu e adevărat. Păi, aici e minus 1. Ce face minusul ăla? Fiind în fața unui logaritm. De unde vine el? Poate să vine de unde? De la exponentul 2. Da. Și-a avut și înapoi. A, da. Așa e, asta e șmecherie. Deci vine ce? Logaritm în baza 2 din x mai mic egal decât? Logaritm în baza 2 din 2 la minus 1. 2 din 2 la minus 1. Și asta înseamnă echivalent aici x. Echivalent cu x mai mic egal decât 1 pe 2. 1 pe 2. Din cele două, mai mare ca 0 și mai mic ca 1 pe 2, deci x aparține intervalului închis la 0. Închis la 1 pe 2 închis. 0 pe 2, da, din cazul 1. Da. Mergem dincolo. Echivalent cu? Echivalent cu 2 la x mai mic egal decât 1. Da. Și logaritm în baza 2 din x mai mare egal decât minus 1. Echivalent cu x mai mic egal ca 0. Și aici mai e și x mai mare egal decât 1 pe 2. X mai mare egal decât 1 pe 2. Și atunci... X... Dar despre x ce știam? X trebuia să fie mai mare, de la 0 la plus infinit. Și nouă ne-a dat? Mai mic ca 0. Atunci... Cazul ăsta cazul dispare. Nu-i să mă arată. Da? Cazul 2 dispare. Că noi am avut x de la 0 acolo. Da. Și așa, nu aveam nimic comun. Aici negativ, dincolo de la 1 pe 2 încolo, nu avem nicio zonă comun. Deci, nu ne rămâne decât cazul întâi și care conduce la x aparținul 0, 1 pe 2. Hai să mai vedem încă o dată. Unde au fost lucrurile care, pe care nu le-ai ghicit, nu le-ai prins? Când le-am luat cazurile separat. Sigur. Câte ori cât se fac în minus? Acolo a fost moment. Minus cu plus și plus cu minus. Sigur. Foarte simplu. Puteai să-l lași chiar aici. Câte ori cât se fac în minus? Minus cu plus, plus cu minus. Și lucrai acolo. Era de dat rogare în baza 2 din 2x și era față de 0. Pe 0, 0 rogare în baza 2 din 1. Da. Și venea 2x mai mic ca 1 sau mai mare ca 1. X față de 1 pe 2. Era foarte simplu. Dar ai vrut tu să desfaci. Dar de fapt ai desfăcut ca să tragi de timp. Hai să spun cea dreapte, nu? Că nesesizând aici că ai un produs de două funcții, nu te-ai gândit la rezolvarea. Hai să vedem. Atenție. 4. La logaritm. Cum 4 la? 4 la puterea logaritm în baza radicală din 2 din 5. Plus 625 la 0,25. La 0,25, da? Da, să calculăm. Facem calculul ăsta. Unde au greutăți? Pentru că este logaritm. Așa, nu? Chestia asta. Asta te-o scoți din mână. Dar tu știi o chestie de tipul A la logaritm baza A din B cu cine este egal? A la logaritm baza A din B? A. Nu știi. Nu. Bun. Dar asta e adevărat? Logaritm baza A din B egal cu logaritm baza A din B. Da. Este bine? Da.
Păi e același lucru, nu? Da. Dacă ăsta ar fi un C, cum s-ar traduce un logaritm? Deci, logaritm bazat din B egal cu C. Cum îl mai scrii ca o putere? Logaritm baza A din A la C egal cu logaritm A la C egal cu B, C. Da? Deci echivalentul scrie A la C egal cu B. C-ul cine e ăsta, da? Da. Și atunci vine A la C. A la... Da, la C. A la... În loc de C punem... Logaritm baza A din B. Logaritm baza A din B. Egal cu B. Da. Iată, așa se identificate. Eu te-am întrebat asta. Știi cu cine este egal la A la logaritm baza A din B? Nu. Ai zis, mai știu. Deci egal cu B. Reține această formulă foarte importantă și desigur să aplică. Deci, pe B, un număr B, îl scriu ca A la logaritm baza A din B. Adică, iată, 3, se poate scrie ca fiind 2 la logaritm baza 2 din 5. Din 3, mă rog. Din 3. Îl copoți așa, 2 la logaritm baza 2 din... Sau îl poți scrie 7 la logaritm baza 7 din 3. Sau ce vrei tu? Da. Da? Deci 3 o să scrie în diverse forme. Păi, acest lucru... Înseamnă că... Dacă ai avea aceeași bază și sus și jos... Păi radical din 2 e 2 la 1 pe 2 și 4 e 2 la 2. Ai zi legătura, nu? Și dacă am mulțit cu ceva ca să dea 2 la 1 pe 2, să facem un artificiu ca să dea și bază să fie... Tot 2? Da. Deci eu 2 la 2, totul la... Da. Putem 2 la 2. Deci plecăm la 4 ăsta, da. Să mulțim la 4 la logaritm, în baza radical din 2 din 5, poate fi scris așa. 2 la 2, totul la... Totul la logaritm, în baza radical din 2 din 5. Și îi dau cu? 2 la 2 logaritm baza... Așa, 2 la 2 ori logaritm baza radical din 2 din 5, care îi dau mai departe cu... Ducem 2 la 5. Așa, și la exponent, și vine 2 la... Logaritm baza radical din 2 din 25. Din 25. 5. 5. Și acum... Avem... Logaritmul ăsta în ce bază ai vrea să-l duci? 2. Baza 2. Hai să schimbăm baza. Da. Luăm deoparte. Logaritm baza radical din 2 din 25 egal cu logaritm baza 2 din 5 la 2, ar scriem ca să-l avem descompus, supra logaritm baza... Din? Logaritm baza 2 din 25, lasă așa. Da. 25 supra... Supra logaritm baza 2 din radical din 2. Radical din 2. Și avem... Egal cu logaritm baza... 2 din 25 supra 25 supra 1 minus logaritm baza 2 din radical din supra supra logaritm baza logaritm baza 2 din 2 la 1 pe 2 1 pe 2 și 1 pe 2 coboară 1 pe 2 în față. Da. Și vine logaritm baza 2 din 25 supra 1 pe 2. 1 pe 2. Ori? Ori 1. Ori 1. Da. 2 ăsta. 2 cu... 2 ăsta se duce sus, din fața logaritmului, da. Nu? Deci egal cu 2... 2 logaritm baza 2 din 25. Da. Egal mai departe cu... Îl ducem pe 2 la 2. Sigur că, dar urcă 2-ul. Logaritm baza 2 din 25 la pătrat. Din 25 la pătrat. Așadar, în loc de ăsta, vezi? Logaritm baza 2 din 25 la pătrat. Ca și m-ar fi ridicat și baza și argumentul la acea putere. Uite, dacă ridicam la a doua aici și la a doua sus, venea logaritm baza 2 de aici, nu?
că scapă de radicalul, din găușoarea a doua. Deci o altă proprietate interesantă care merită reținută este asta. Acum am descoperit-o, să o ținem minte definitiv, da? Și anume, logaritm baza A din D, egal cu logaritm baza A la C, din D la C. Am mai dat-o la C. Da? Să dică și baza și argumentul, ca să muncești așa, să treci, nu știu ce, nu știu cum, iată că se poate ajunge direct. Da. O ții minte și îl aplici foarte repede. Dacă nu, na, o iei deoparte și muncești acolo. Deci, acum ne limpede. O să scriem 2 la putere, da? Logaritm baza 2 din 25 la 2. Deci, unde a rămas eu aici? Da. Logaritm baza egal cu 2 la logaritm baza 2 din 25 la a doua, nu? Da. Și cât face A la logaritm baza A dintr-un B? B. B. Deci egal mai departe cu 25 la 9. Adică egal cu 625, da? 625. Și mai avem de adunat cu 625 la 10. Expresia E, hai să zicem, expresia E care o avem de calculat, asta de aici este egală cu 625, așa este? Da, 625 plus 625 la 1 pe 4. La 1 pe 4. Adică radical de ordin 4 din 625. Adică 5 la 4. Da. 625 înseamnă 5 la 4. Și cât face? 625 plus 5. Așa, și face 630. Deci mai trebuie. Da? Valoarea este 630. Mai uite deodată și spunem unde. Da, logaritmul acela de acolo, pentru că era baza 4 și el era radical din 2. Deci era telefonat că trebuie să duci la baza 2 peste tot, dacă aveai formula aceea, la logaritm baza A din B egal cu B. Da. Numai așa te grăbeai să ajungi în aceeași bază. Dacă nu știi chestia aceea, nu aveai niciun motiv să te apropii de greșită. Da. Da? Bine, alte greșită. Suma modulilor. Modul din fiecare și adunăm. Da. Asta e tehnica, da? Așa vom face. Să zicem. Logaritm baza 2x plus 1. Logaritm baza 2 din? 2x plus 1. Baza 2x plus 1. Da. Din 3x plus 6. 3x plus 6. Egal cu 2. Egal cu 2. 3x plus 6 trebuie să fie mai mare decât 0. Așa, 3x plus 6 mai mare egal decât 0, nu? Mai mare egal sau strict? Mai mare strict. Strict. Mai, 3x mai mare decât minus 6. Hai, să punem cu toate condițiile aici. Nu, nu. A, nu. Da. Alte și 2x plus 1 să fie diferit de 1 și mai mare decât 0. Mai mare ca 0 și 2x plus 1 diferit de 1. Și o lucrăm pe prima. X mai mare decât minus 2. Deci x aparține la minus 2 la plus x. Așa. Asta la altă. X mai mare decât 1 pe 2. Decât minus 1 pe 2. Da, decât minus 1 pe 2. Deci aparține de la minus 1 pe 2 la plus infinit. Și x e diferit de minus 1 pe 2. X e diferit de 0. 1 cu 1 se reduc. Da, da, da. Da? X e diferit de 0. Asta ar însemna. Și acum, intersecția astor două.
Pi de la minus 1 pe 2 la plus infinit. X aparține la minus 1 pe 2 la plus infinit. Poate și dacă 0 se află aici? Se află și o scădem. O scădem. Minus mulțimea formată din elementul 0. Dacă am avea și în dreapta un logaritm. Da. 2 ori 1. Da. Și în loc de 1 ce? Și în loc de 1 punem logaritm de 2x plus 1 din 2x plus 1. Sigur că da. Sau altfel, traducem logaritmul. Argumentul e ca cu baza la cei dreapta. Da. Deci echivalent mai pentru timpul este echivalent cu 2x plus 1 tot la a doua. Da. Egal cu 3x plus 6. 3x plus 6. 4x pătrat plus 4x plus 1 egal cu 3x. Minus 3x. Da, minus 3x. 6 egal cu 10. Egal cu 0. 4x pătrat plus 3x plus x minus 5 egal cu 0. X numărul 2. 2. Minus 1 plus minus radical din 1 la pătrat minus plus 16 ori 5. 5 ori 80. 80. Da? Da. 80 supra 8. 8. Și egal cu minus 1 plus minus 9. 9. Supra 8. Și aveam o dată minus 1 plus 9 supra 8, 8 pe 8, 1. Și minus 10 pe 8, minus 5 pe 4. Și cum x trebuie să aparțin intervalul la minus 1 pe 2 la plus infinit, 1 aparține, 5 pe 4 e 1. Deci 1 aparține de la minus 1 pe 2 la plus infinit, mai puțin 0. Deci rezultă că x1 egal cu 1 soluție. Apoi, cealaltă? 5 pe 4, păi 5 pe 4 ar veni 1, minus 1 și ceva, nu? Da. Minus 1,25. Este minus 5 pe 4 în interval? Nu. Deci nu aparține. Nu aparține de la minus 1 pe 2 la plus infinit, mai puțin mulțimea formată din 0. Rezultă că x2 nu este soluție. Nu este soluție. Și mă doar o singură soluție. X1 e egal cu 1. Da. X1 e egal cu 1. Modul din x1 egal cu 1. Cel matrice. Suma s egal cu 1. Ce a fost aici? Hai să vedem. Ce a fost important? Condițiile. Condițiile. Foarte important. Dacă aveam condițiile, luam... Atenție, când logaritmul are recunoscutat și la bază, punem toate cele trei. Da. Argumentul mai mare ca 0, baza mai mare ca 0, diferență de 1, lucrate și ne plasează la minus 1 pe 2 la plus infinit, mai puțin 0. Al doilea lucru important. Traducerea logaritmului. Da. Baza la 5 dreapta egal cu argumentul. Și acolo e banal. Da, să vedem altă exercițiu. Din coadă. Acum, e dreapta clasă asta. Da? Da.